convine. Păi nu convine în primul rând că nu se face aici condiții. Trebuie să facă un veceu să ne facă condiții acoperiș că ne ținem umbrelile. Cum să nu se fie dacă nu ne face condiții? Cireșele, zmeura, florile de soc, dar și ciupercile și legumele sunt crescute în grădinile oamenilor, deci sunt 100% bio. Țăranii își expun marfa pe trotuar sau la marginea drumului, în speranța că își mai rotunjesc veniturile. Doar o umbrelă îi ferește de razele directe ale soarelui cât e ziua de lungă. A, uite, le ținem așa, ne iau, ține umbră. Dacă nu ne faci aici, o ține acoperiș. Aici, în soare, de tătătă ne face și marfa mimică și pe noi. O să-mi aduc o umbrelă de mâine sau când o să mai viu, să știu, să fiu conștient să-mi aduc o umbrelă să pun, pentru că tot așa afectează marfa. Mai am frăguțe, bureți, mai am... ce de Dumnezeu sunt eu. Și bureți și frăguțele, nu se strică că stau așa în soare aici? Nu, că avem umbră, avem umbrelă. Tocmai pentru că sunt aduse de la țară, produsele își găsesc și cumpărători, mai ales că prețurile sunt ceva mai mici decât în piață. N-au nimic, dacă nu sunt de zile multe. Credeți că își pierd din vitamine, din calitate? Da. Eu zic că da. Și aici mai cumpăr ceapă sau pătrunjel. Expuse la soare însă, verdețurile, fie ele și 100% naturale, își pierd calitățile, spun specialiștii. Legumele și fructele expuse la soare își pierd în principal conținutul de vitamina C. Această vitamină este o vitamină care se deteriorează și se pierde în timpul expunerii la soare și practic este principalul lucru de care ar trebui să ținem cont, fie că vorbim de fructe expuse la soare, fie că vorbim de fructe practic deshidratate. Vânzătorii au totuși și o scuză. Mulți nu-și permit să plătească chiria pentru o tarabă la piață, așa că preferă comerțul pe bordură. Platforma aceea pe care este amplasată temporar această zonă de comercializare a produselor produse în gospodăriile proprii de către cetățenii respectivi se află în litigiu. Prin urmare, în momentul acesta primăria este blocată pentru orice fel de demers care ar viza acest amplasament. Primăria are piețe publice pe care le pune la dispoziția producătorilor pentru a putea să-și comercializeze produsele în condiții optime, având la dispoziție atât grupuri sanitare, cât și surse de apă, cât și sistem de ventilație. Însă aceste persoane spuneau la momentul la care s-a găsit această soluție de compromis că nu-și permit chiriile în piețele publice. Așa că gândiți-vă de două ori de unde vă asigurați sursa zilnică de sănătate.